Bună ziua și bine v-am găsit, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum se construiește o climogramă, un grafic combinat, în Microsoft Excel. Pentru asta voi crea un grafic format din coloane și linii. Haideți să vedem cum putem face acest lucru. În primul rând avem nevoie de niște date. Eu am ales pentru stația meteorologică din Mumbai datele temperaturii medii și a precipitațiilor. Am aici și temperatura maximă, dar în acest caz nu le voi folosi. Cum facem să creăm acest tip de grafic? În primul rând, ne ducem în barea de sus la opțiunea Insert. Facem click pe Insert, click stânga, apoi facem tot click stânga pe Column, Insert a Column Chart, da, și alegem prima opțiune. Clustered column, da? 2D column, clustered column. Și facem click pe acesta. Vom vedea că ne apare o casetă, o fereastră goală. Facem click dreapta pe aceasta și apoi click pe select data, da? Selectarea datelor. Click stânga pe select data. După ce am făcut click stânga pe select data, ne va apărea această căsuță, în care va trebui să introducem datele. În partea stânga, la Legend Entries, Series, facem click stânga pe Add și selectăm ceea ce vrem să reprezentăm pe graficul nostru. La început ne va ieși un grafic doar cu coloane, unde vom avea și temperatura medie și precipitațiile sub formă de coloane. Deci, dăm click pe Add, apoi unde scrie Series Name, facem click pe această săgetuță, și mergem și selectăm temperatura medie. Facem click pe căsuța unde ne scrie titlul, temperatura medie. Și apăsăm tasta Enter sau facem click din nou pe această săgetuță. După care la Series Values, da, valorile trebuie să le selectăm acum, facem click pe această opțiune și selectăm valorile temperaturii medii la stația meteorologică din Mumbai. Da? Și pur și simplu, folosim click stânga, selectăm toate aceste căsuțe. Putem selecta o singură căsuță și apoi, ținând apăsat pe click stânga, mergem către dreapta. Deci, în acest timp, eu am click stânga apăsat. Mergem către dreapta până la ultima valoare. Da? Și selectăm pentru toate lunile. După care, apăsăm tasta Enter. După care, apăsăm OK. Deja, vedem că pe grafic ne-a creat cu bare temperatura medie pentru fiecare lună în parte. Care este pasul următor? Tot aici, în partea stângă, facem click din nou pe Add, click stânga și ne apare același tip de căsuță. Decât de această dată vom alege cea de-a doua serie pe care o reprezentăm. Facem click pe numele seriei și pe precipitații, Enter, pe serii, valorile seriilor, pe săgetuță facem click și selectăm valorile precipitațiilor pentru fiecare lună în parte. La fel, cu click stânga, dinspre stânga spre dreapta, am selectat toate căsuțele, după care apăs tasta Enter. Și apoi pe OK. La orizontală, deci în partea dreaptă, unde scrie Horizontal, categorie Axis Label, aici vom selecta lunile pe care vrem să le prezentăm, pentru că momentan am de la 1 la 12. Și eu aleg să am ianuarie, februarie, martie, aprilie, iunie, iulie, august, octombrie, noiembrie și decembrie. Facem click pe Edit și ne va apărea aici o căsuță. La fel ca mai devreme, facem click pe această săgetuță, click stânga, după care pur și simplu selectăm denumirile lunilor începând cu ianuarie și până la decembrie, ținând apăsat click stânga și mergând cu mouse-ul dinspre stânga spre dreapta, după care apăsăm tasta Enter. Apăsăm OK și vom vedea că deja apăsând din nou OK, avem creat un tip de grafic. Dar acesta are valori reprezentate numai prin coloane și nu este foarte relevant, pentru că, de exemplu, pentru luna august, valorile exprimate sunt în funcție de valorile precipitațiilor, da, milimetri. Și atunci eu am nevoie să am pe de o parte în stânga precipitațiile și în dreapta să am temperatura medie. Și chiar aș alege ca temperatura medie să fie reprezentată cu linie, cu o linie. Cum facem acest lucru? Facem click pe o coloană a temperaturii medie, deci pe o coloană dintre aceasta albastră, da? Vedem că automat ne-a selectat el toate valorile acestea.
După care facem click dreapta. Atenție, deci prima dată am făcut click stânga pe ea, apoi click dreapta și vom selecta ultima opțiune de jos, Format Data Series. Facem click pe această opțiune, click stânga și ne apare o căsuță. Noi aici trebuie să punem ca această căsuță, ca această serie să fie reprezentată pe axa secundară. Deci unde scrie Plot Series On, selectăm Secondary Axis și apăsăm Close. Și observăm că diagrama s-a schimbat. Deja temperatura medie este pe axa secundară. Observăm, da, valorile temperaturii pe axa din dreapta. Dar încă nu ne-a creat o linie. Cum facem acest lucru? Din nou facem click stânga pe una dintre acestea, facem apoi click dreapta și dăm change series chart type. Adică să schimbăm tipul acestei serii. O vom schimba din coloană în linie. Facem click stânga pe această opțiune și ne apare această căsuță, unde selectăm tipul graficului. Vom da click pe a doua opțiune, pe line, da, linie, și cel mai simplu tip de linie. Și facem click pe OK. Da? Și iată cum am reușit să schimbăm acest grafic dintr-un grafic simplu cu coloane într-un grafic combinat cu coloane și linii. Pe coloane avem reprezentate precipitațiile și pe linie avem reprezentată temperatura. Sigur că mergând în partea de sus, aici putem să selectăm ce fel să ne fie reprezentate datele. Spre exemplu, mie acesta mi se pare concludent, dar cel mai concludent mi se pare tipul de grafic în care avem și linii trasate de jos în sus, pentru că așa suntem mai aproape de valorile fiecăruia. Sigur, titlul aici putem să adăugăm, să scriem dacă pe această axă sunt valorile precipitațiilor, le scriem precipitații. Iar jos, lunile anului. Sigur că aici sunt reprezentate lunile anului. Sau putem lua acest titlu, spre exemplu de jos, pentru că este clar că aici avem lunile anului, și punem aici, în partea, trăgându-l cu mouse-ul, ținând click stânga pe mouse și tragem în partea dreaptă și scriem aici temperatura. Da? Ca să știm că pe această axă avem temperatura, iar pe axa din stânga avem precipitațiile. Și vedem că, spre exemplu, cum îl citim? În luna iulie avem o temperatură medie de aproximativ 30-31 de grade Celsius. Dacă vom lungi acest grafic, ne putem da seama mai bine. Da? Spuneam în iulie. Iată, undeva la 20, deci dacă avem 25, 27-28 de grade Celsius, 27-28, da, chiar 30 de grade Celsius, iar valoarea de pe coloană a precipitațiilor este de aproximativ 200 de milimetri, da? Pentru precipitații ne uităm în stânga și pe coloană, pentru temperatură ne uităm la linie și la valoarea din partea dreaptă, da? Valoarea temperaturii. Cred că nu este foarte greu în descrierea acestui material. Voi pune și fiecare pas în parte pe care trebuie să-l urmați pentru a crea o climogramă. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate și o zi cât mai frumoasă!